Liția stă la colț și vânează, mai ales pe cei cu numere străine. Ca și nu s-a pușit. Conteste, amenda, n-au timp să judece, verifică actele. Motiv serios să oprești omul, ca să-i verifici actele. Am fost. Da, am stat în tufi ca voi și am așteptat. Și pentru ce l-ai oprit acum? Pentru ce l-ați oprit? Mai mult motiv. Pasăira! Pentru ce te-a oprit? Ce scovă te-a asta? Da. Cum la Islanda? Eu nu sunt la Islanda, frate meu acolo. Știu. Eu sunt la București. Eu știu. Am, dar ce greșești? Bravo, bravo. Salutări de la Alexandru de la Islanda, că știi. Mulțumesc. De ce te-a oprit poliția acum? Ca să te intimideze, ca să te hărțuiască. Pentru ce l-ai oprit? Era un temei legal. Era un temei legal să-l oprești? Cum, domnul Bega, credeți că poliția oprește? Și de ce nu l-ai amendat? Dacă era temei. Măsuri de prevenție, dacă s-au adeverit că toate actele verificate în bază de dată nu are încălcări, ce pot să argumentez? Sau să incriminez? Seamnă că l-ai oprit fără temei. Nu, deja este, era temei și era un motiv de profilaxie. Prevenție. S-a verificat. Clar. Guvernarea s-a schimbat, dar comportamentul poliției a rămas ca pe timpul lui Papuc. Și al lui Voronin, halal și rușine. Din contra, schimbați-vă. Nici măcar, nici măcar n-ați pornit girofarul, că stați într-un loc în care nu e bine de oprit, nu e ilegal. Impediment, nu încălcăm nimic. Stăm pe bandă de circulație, parcat pe dreapta, corect. Și opriți un sens, o bandă de circulație o opriți, nu? Dar unii chiar zici că trebuie să oprim numai una sau două sau... Păi da, dar creați situații de accident, nu? Ați văzut la momentul situații de accident? Păi, dacă stați, ați ocupat, ați ocupat o bandă, asta înseamnă situație de accident. Ce mai faceți dumneavoastră? Îmbătrânesc. Așa e, vârsta. Și tot aștept să schimbe, comportamentul poliției și văd că nicio șansă. Permanent cu dumneavoastră am fost receptiv și destul de normal am discutat, indiferent de situație. Dar nu vorbesc de mine, vorbesc de alți oameni, de ce îi opriți? Cum, de ce? Oamenii nu îi oprim, îi oprim automobilul respectiv. Care da, și automobilul comunică cu voi, da? Să... Nu cu șoferul. Păi ați încălcat dreptul șoferului că l-ați oprit fără temei. Nu am, nu avem temei. Dumneavoastră așa, asta e părerea dumneavoastră. Fur personal. Da. Temei legal, nu așa moft și poftă. Cel mai legal, acum nu mai... Profilaxie, da? Asta e temeiul legal. Măsuri de prevenție, lucrăm cu baza de date. Suntem în dezvoltare. Da, văd ce dezvoltare. Nici o schimbare, nici o evoluție. Tot aici după colț, stați la marginea pădurii. Tot aici la marginea pădurii, stați și tot aici vânați. Și nici girofarul măcar nu-l pornit, ca semn că ar fi operație specială. Băgați frica în oameni, asta e singura menire a poliției. Și așa a fost din toate timpurile, și când se chema miliție, și când se chema SS. Eu vreau să vă, la orice întrebare să fiu receptiv cu dumneavoastră. Adresați orice întrebare și vă găsesc orice răspuns în bază legală. M-a lămurit, gata, mi-e clar. O zi frumoasă. Sănătate. De ce? Și pe băietanul ăsta cu scuterul îmi pare că tot fără temei l-a oprit. Șolțen, o static. Va veni pățanii să se răzberească. Are documente, dar nu are număr de matriculare, cred că.
Băietul sună la cumătru. Dar polițiștii nu știu ce așteaptă. Negociez sau să plec eu de aici. Așa, scoade legea și proces verbal dacă a încălcat. Unul știe scrie și altul citi. Și după aceea el lasă lămuresc cu metru. Omul e supărat că la magazin când au cumpărat motocicleta, nu i-a spus că trebuie matriculată. Cam asta e situația la marginea pădurii Râșcanelor. Ciocana Chișinăului.